Marius, știm că PNL și PSD au avut întotdeauna dispute privind creșterea salariilor, pensiilor și alocațiilor. Au ajuns acum la un acord? Bun găsit tuturor! Nu avem un astfel de acord. Asta deoarece liberalii susțin că toate aceste cereri cu caracter social împovorează bugetul suplimentar cu aproximativ 26 de miliarde de lei. Deci, în momentul de față, sunt în suspensie negocierile, în special pe domeniul muncii. Cei de la PSD, de exemplu, cer o creștere a punctului de pensie cu 11%, alocații mărite, salariul minim pe economie mărit cu aproximativ 250 de lei, în timp ce liberalii susțin că pot să aibă loc unele creșteri pe aceste domenii, dar trebuie făcute mai multe simulări, evaluări cu privire la procentul de creștere și de majorare. Drept urmare, aici acest aspect legat de creșteri va fi negociat în discuțiile politice la nivelul vârfurilor PSD și PNL și nu sunt singurele elemente rămase în divergență. Cota unică versus impozitul progresiv, desființarea și pe justiție, înțelegem că sunt probleme și pe agricultură și în domeniul finanțelor. Toate aceste aspecte urmează să fie negociate la vârful celor două partide, inclusiv și cu cei de la UDMR, astfel încât să se respecte acel calendar mult dorit, să avem deja discuții politice la finele acestei săptămâni și săptămâna viitoare să avem audieri în comisiile parlamentare de specialitate pentru cabinetul ce urmează a fi propus, iar aici există iarăși divergențe în sensul că cei de la PNL sunt și ei la rândul lor împărțiți, unii îl vor pe Florin Câțu, propune de premier, alții vor să meargă cu Nicolae Ciucă, iar la PSD se vine clar cu pretenții pe portofolii, se dorește în special Ministerul Finanțelor și mai multe ministere în funcție de ponderea parlamentară pe care o are fiecare partid. Astăzi nu vom anunța niciun procent, pentru că aceste majorări nu țin doar de Ministerul Muncii, ci țin de politica generală a Guvernului. Și în funcție de veniturile pe care le vom avea la dispoziție, așa cum am anunțat de fiecare dată până acum, stabilim procentul exact. Și eu am declarat că facem proiecții la Ministerul Muncii pentru indexări de pensii între 6 și 12%. Majorarea alocațiilor este deja pregătită și bugetată în proiectele pe care le avem, așadar sunt majorări pe care noi le avem în vedere. Urmează să anunțăm exact procentul. Noi am propus 11%, noi avem soluția, avem sursa, dar cu siguranță după întâlnirea finanțiștilor din PSD cu finanțiștii din PNL veți afla și sursa de finanțare. PSD nu renunță la acest 11%. Marius, un alt subiect de interes este legat de viitorul premier. Se întrevede vreun acord între PNL, PSD și UDMR privind desemnarea acestuia? Într-adevăr, aici este o mică problemă pentru că toate partidele oficial, în mod public, au anunțat că vor merge la consultări de la Palatul Cotroceni cu câte o propunere de premier, dar în spatele ușilor închise există o divergență în special între PSD și PNL cu privire la numele viitorului premier. Sunt toți de acord ca premierul să-l dea Partidul Național Liberal, însă în momentul de față în PNL e o adevărată luptă, există o tabără minoritară centrată în jurul lui Florin Câțu, care dorește să tergiverseze aceste negocieri pentru a se impune pe el ca propunere de premier. De cealaltă parte, socialdemocrații nu vor să audă de așa ceva. Mai mult sunt iritați de faptul că aceeași tabără, Câțu-Vulceanu, încearcă să creeze o masă critică, astfel încât socialdemocrații să accepte eventualul portofoliu de la justiție. De cealaltă parte, sunt și liberali care susțin cu astfel de mișcare poate dăuna imaginii partidului. Nu sunt de acord cu cedarea justiției, însă susțin că Ministerul Finanțelor, un minister de altfel cheie, avizator și care este un minister cu bani, poate fi negociat și dat celor de la PSD. O astfel de mișcare însă l-ar lăsa pe Florin Câțu fără principala lui pârghie de influență. Există temeri că în cazul în care nu va fi nici premier și nu va controla nici acest minister, peste 4-5 luni este posibil ca Florin Câțu să nu mai controleze nici măcar Partidul Național Liberal.
Florin Câțu este președintele Partidului Național Liberal și conform hotărârilor Consiliului Național este propunerea de premier, dar nu vom bloca constituirea unui guvern pentru România într-un nume. Ce vă pot spune este că PNL ia în calcul orice scenariu în cazul în care nu va avea prima dată premierul. De asemenea, acesta trebuie să fie exclusiv membru al Partidului Național Liberal, nu poate să fie independent. În cazul unei rotative care să înceapă cu PSD, mă voi opune în cadrul BPN și am suficientă influență pentru a bloca o astfel de idee. În cazul unui premier UDMR prim, mă voi opune și am mai multă influență încât să blochez. Exclus, deci doar PNL.